Chalkidiki rămâne una dintre destinațiile cele mai căutate de mii de români care vor să-și petreacă o vacanță de vis pe malul Mării Egee. Se ajunge foarte ușor, fie cu mașina personală, fie cu autocarul, iar această ultimă variantă pare să fie o opțiune preferată de foarte mulți turiști care își cumpără pachete de câte 7 nopți de cazare și pachete cu toate beneficiile incluse, beneficii ale unei vacanțe de grup, precum excursii sau ghizi turistici. Așa este, vedem chiar acum imagini din Chalkidiki. Chalkidiki, vestita peninsulă în forma tridentului lui Poseidon, este un loc cu un farmec aparte. Aici, frumusețea Greciei autentice se regăsește în micile orașe cunoscute pentru ospitalitatea și liniștea care le caracterizează. In Chalkidiki, for example, we have about 250 to 300,000 arrivals. In all of Greece is about 1 million. That is minus 30% of the arrivals of Greece come to Chalkidiki, and the remaining is the same also. Pentru greci, turiștii români au devenit extrem de importanți și acest lucru se poate observa din pregătirile pe care le fac. We have the first arrivals at 2006 for the Romanian, and now is one of the first nationalities to have the people by car, to arrival by car to our destination. Most of them come by family, and our season is about 110 days. We started end of May and we close the season from the Romanians end of September. It's one of the best nationality for us, not only for the arrivals, also for the GDP that we have for us. It's a very good client, so we'll be very satisfied all of the seasons. Pe lângă peisajele de vis, cei care ajung în Chalkidiki se pot bucura de mâncăruri care mai de care, toate pregătite cu cele mai rafinate ingrediente. The secret is the fresh ingredients that we find in Chalkidiki and the very good quality fish, and we try to do it in the proper way so everybody's happy. La doar 77 de kilometri distanță se află Salonic, orașul de la malul Mării Egee. Cu o istorie care începe încă din antichitate, acesta găzduiește multe vestigii care trebuie neapărat vizitate. De la Biserica Sfântul Dumitru, zona centrală, bazarul și Turnul Alb, până la barurile de pe faleză și viața activă de noapte, orașul găzduiește constant mii de turiști, printre care și români. Cum îți place în Grecia, domnișoară? E frumos și cald. Da. De unde sunteți? Din Sibiu. Și am zis că e o vacanță de vis să vii în perioada asta în Grecia. Combinăm și circuit la mănăstiri și plajă și tot ce e frumos. Vizităm și orașul ăsta frumos al dumneavoastră, mergem, ne cazăm în Paralia, mâine pe la Meteora și tot așa, frumos. Anul acesta, hotelierii din Grecia se așteaptă ca turismul să ajungă la același nivel ca în 2019, înainte de pandemie, adică 30 de milioane de turiști.